Imagini din episodul anterior. Uitați-vă și voi. Materie, corp, substanță, pare complicat, însă nu, și dacă am văzut și am studiat. Materia face totul în substanță transformat, și substanța face corpul dacă o formă a preluat. Și din toate aceste nume, universul e format. Materie, corp, substanță, acum am învățat. Știința! Bine, ne revedem într-un nou episod. Îl avem astăzi aici alături de noi pe colegul nostru care a fost la Nexstar, pe Rareș! Salut, Rareș, ce mai domnule? Bine v-am regăsit, spune Bine, venim la noi în laborator. Episodul nostru de astăzi se numește Substanțe pure, amestecuri de substanțe. Și ce facem astăzi? Păi, mai țineți minte experimentul din episodul trecut în care am descompus oxidul de mercur? A, dar desigur că da! Oxidul de mercur se va descompune. În urma descompunerii vom vedea că pe pereții prubetei se va depune mercur. Oxigenul și mercurul care au rezultat prin descompunerea oxidului de mercur nu mai pot fi descompuse. Deși s-a încercat, încercările au eșuat. Ele sunt deci substanțe simple, iar oxidul de mercur, care s-a descompus în cele două substanțe simple, este o substanță compusă. Auzi, Rareș, poți să-mi dai și mie exemple din aceste substanțe simple? Poți să-mi spui? Mercur, azot, oxigen, carbon, aur, magneziu. Aur, mi-e place aur. aur. Ei bine, acum știm ce sunt substanțele simple. Substanțele compuse sunt substanțele care se pot descompune evident în două substanțe de care? Păi, în două substanțe? Simple. Exact. Și hai să vedem niște exemple de substanțe compuse. Știi, Rareș, un... Apa, H2O. Apa, perfect. Ia zi, Spooky, ia zi. Dioxidul de carbon. Dioxidul de carbon, exact. Avem, evident, oxidul de mercur. Avem acidul sulfuric, amoniacul, oxidul de magneziu. Apa oxigenată. Evident, apa și oxigenată. Ei bine. Aceste substanțe sunt substanțe pure. Substanța pură este substanța perfect curată, a cărei compoziție rămâne neschimbată prin operații fizice. Operație? Adică operații de apendicită, Rareș, te-ai operat? Nu, tu. Operații fizice, de exemplu, fierbere și topire. Am înțeles. Credeam cu operații din aia de la operă. Auziți? Știi ceva? Ce? Hai să facem un experiment. Când vine vorba de experimente, avem nevoie de un specialist. O profă super tare specializată în chimie, adică pe... Simona! Haideți să-i facem loc, ne dăm într-o parte, atenție, mare, mâine în față. 1, 2, 3 și... Știință! Știință! Ei! Te-am adus special aici, știi de ce? Să facem experiențe! Cele mai tari! Dar trebuie să te lăsăm așadar, hai să vedem din nou! 1, 2, 3 și... O să obținem acum o substanță compusă. Atenție, aceasta este o transformare chimică, nu operație fizică. De magneziu, care este un metal, și oxigenul pe care îl luăm din aer. Ne vom mai folosi și de o butelie, așa încât să putem să ardem magneziul. Aprindem butelia, cu ajutorul unei pensete vom lua bucățelele de magneziu, care vor reacționa cu oxigenul din aer, cu ajutorul căldurii. Wow, magneziul arde cu o flacără albă incandescentă. Lăsăm să ardă. În urma arderii rezultă oxidul de magneziu, o substanță albă, solidă și casantă, total diferită de cele două substanțe care au reacționat, magneziul și oxigenul din aer. Toate aceste substanțe sunt substanțe pure. Fie ele simple sau compuse. Aceste substanțe au în comun temperaturi de fierbere, de topire și densități caracteristice. Știți cum se numesc toate acestea? Constante fizice. Și se determină prin operații fizice. Nu operații de apendicită, cum spuneam. Nu operații de apendicită, păi dacă așa sună operații. Operații de apendicită. Știi de unde se fac operațiile, teacher? La operă. Dar știi ceva? Știi ceva? Hai să ne gândim puțin la apă. Apă pură de izvor, 70% clor. A, dar chiar știi ceva? Apă 90% clor. Mă gândeam, stați, dacă are 70% clor, mai este pură? Evident că nu e pură. Știți cum se numește apa pură? Apă distilată. Ai auzit de apă distilată? Exact. Da. Și hai să vă dau niște exemple de constante fizice ale apei distilate. Păi, apa distilată fierbe la? 100 de grade, nu? 100 de grade. În stare solidă se topește la? 00 grade, la 00 grade. Și densitatea, pentru că și densitatea este o constantă fizică, este de 1 gram
pe centimetru cub. Un centimetru cub, adică un centimetru într-un cub, nu-i așa? Exact așa. Un cub de un centimetru. Păi și dacă am descoperit apă din asta pură, de ce nu bem numai din asta pură? Pentru că ea nu hidratează și e insipidă. Insipidă? Insipidă, inodoră, incolor. Adică insipid nu are gust, inodor n-are miros, incolor nu are culoare. M-ați nebunit cu apa asta, așadar, la gluma asta ta spuchi, apă pură de izvor 70% clor, de fapt e complet aiuristic pentru că evident nu mai este pur dacă are clor în ea. Este de fapt ce? Sunt substanțe de care? Amestecate! Hei, Spooky, what? Îmi zici și mie ce înseamnă un amestec? Păi simplu, măi, amestecul se obține prin punerea în comun a două sau mai multe substanțe între care nu au loc fenomene chimice. Exact, despre fenomene chimice puteți să urmăriți episodul nostru de data trecută, materie, corp, substanță. Dacă nu știați, majoritatea substanțelor din natură se găsesc sub formă de amestecuri. Păi să înțeleg că până la urmă apa pură de izvor, teoretic nu este pură, e de fapt substanțe amestecate, așa-i? Da, da. Și dacă ne gândim puțin, de exemplu, apa potabilă conține 0,5 grame de săruri minerale pe litru și de asemenea mai conține și mici cantități de oxigen. Reacția aceasta nu e cu hidrogen. Hidrogen! Oxigen. Ok. Apa plată, pe care o mai numim și apă minerală, conține săruri minerale în diferite proporții. De exemplu, ați văzut că nu toate sortimentele de apă plată au același gust. O apă foarte interesantă este apa carbogazoasă. Ce credeți voi că este amestecată? Cu dioxid de carbon. Exact, cu dioxid de carbon. Din acest motiv ne înțeapă pe limbă. Dar ea poate fi natural carbogazoasă sau poate fi îmbogățită cu dioxid de carbon și atunci se numește carbogazeificată. Oho, apropo de chestia asta, când am fost în Zizin, în regiunea din România, am luat apă din fântână și știți ce? Apă minerală, frate, sau mai degrabă spuse, apă carbogazoasă naturală, nu carbogazificată, adică gen adăugată. Artificial. De-aia îmi place mie foarte mult apă. Nu apă! Ha, suc! Nu apă! Înseamnă că băuturile răcoritoare sunt și ele tot amestecuri, nu-i așa? Da, sunt amestecuri, ele conțin apă, zahăr, acid citric, coloranți naturali sau sintetici, arome, dioxid de carbon. Și apă pură de izvor. 70% clor. Așadar, dragilor, într-un final, în amestecuri găsim substanțe pure puse la un loc între care nu au loc procese chimice. Amestecuri, amestecuri. Dar cum le obținem? Păi este simplu de tot. Simona, ai legătura. Mâine față și... Haideți să începem experimentele. Avem nevoie de hidroxid de sodiu, o substanță de culoare albă, solidă, sulfat de cupru, o substanță albastră, tot solidă și cristalină, sulf, o substanță galbenă, amorfă, tot solidă. Avem nevoie de nisip, tot o substanță solidă, niște pilitură de fier. Avem nevoie și de baghete de sticlă pentru amestecare, de o spatulă pentru a lua substanțele și de apă. Și nu în ultimul rând, de niște pahare de plastic. Prima dată luăm un pahar de plastic cu ajutorul unei spatule, luăm hidroxid de sodiu sau sodă caustică și o punem în pahar. Adăugăm apoi apă și cu ajutorul unei baghete de sticlă amestecăm până se obține o soluție. Am obținut o soluție de sodă caustică în apă. Într-un alt pahar de plastic, cu ajutorul spatulei, punem sulfat de cupru sau piatră vânătă, peste care adăugăm apă și amestecăm cu ajutorul unei baghete de sticlă. Am obținut o soluție de piatră vânătă sau sulfat de cupru în apă. Într-un alt pahar, punem cu ajutorul unei spatule nisip, peste care turnăm apă. Amestecăm și aici cu ajutorul unei baghete de sticlă. Amestecul obținut arată sub această formă. Într-un alt pahar, punem cu ajutorul spatulei sulf, peste care turnăm apă. Amestecul obținut va arăta astfel. Pe o sticlă de ceas punem pilitura de fier și o amestecăm cu sulf. Amestecul obținut va arăta astfel. Am obținut până acum 4 amestecuri. Am o surpriză pentru voi. Vreau să mai facem 2 amestecuri. Unul gata obținut pe care îl avem în laborator, acid clorhidric în apă, mai facem acum un amestec comun, din obișnuita sare de bucătărie, pe care cu ajutorul unei spatule o punem într-un pahar, apoi adăugăm apă. Cu ajutorul baghetei de sticlă amestecăm și am obținut amestecul de sare în apă. Acum să facem un pic de curățenie pe masă și să luăm substanțele pure, lăsând numai amestecurile. Și au rămas pe masă numai amestecurile. Uitându-ne la aspectul amestecurilor, haideți să le împărțim.
Amestecurile sunt omogene și neomogene. Și pe cele neomogene le mai numim eterogene. Ce faceți, guys? Bine, bine, tu? Am scăzut în densitate. Hop! În înălțime, nu în densitate. Oh, ce bine ar fi fost eu să nu mai fiu atât de dens. Domnilor savanți, lăsând la o parte de distanță, vreau să vă spun că amestecurile omogene sunt acele amestecuri care au aceleași proprietăți în toată masa lor. Exact! Când amestecăm, de exemplu, sare cu apă, se obține un amestec omogen. O soluție de sare în apă care are aceleași proprietăți în toată masa sa. De oriunde ai luat, e la fel de sărată. Exact! Aceeași compoziție. Prin amestecarea pietrei vinete cu apa obținem un alt amestec imogen. Omogen. Omogen, măi! Se spune omogen, nu imogen, ci omogen, măi! Ideea este că nu imogen ca youtuberul, este omogen ca substanță, măi! Și nu este nici eugen, e omogen! Nici eugen orange blue! By the way, mai avem un amestec omogen, amestecul dintre apă și sodă caustică, hidroxidul de sodiu. Există și altfel de soluții? Evident că există și altfel de soluții. Este o soluție lichid-lichid. Un amestec lichid-lichid. Ce amestec? Acid clorhidric cu apă. Apropo, voi știți unde se găsește acid clorhidric? Habar nu am. În stomac? În sucul gastric din stomac. Foarte important. Priviți la acest pahar. Ai impresia că e un pahar cu apă. Nu apă, că dacă ai crede că e apă și l-ai dat pe gât, pur și simplu ar fi îngrozitor. Din acest motiv trebuie să ne păstrăm mereu scepticismul. Niciodată să nu ne grăbim să credem că o substanță incoloră ar putea să fie apă. Cum spuneam, aici avem o soluție de acid clorhidric și este foarte periculos. Așadar, nu gustăm, nu mirosim nimic niciodată. Dacă găsim acid clorhidric la noi în stomac, soluție de sare unde credeți că găsim? Ca o apă cristalină! Așa-și lacrimile tale de crocodil. Lacrimi! Atunci când plângem. Înseamnă că amestecurile omogene sunt soluții? Evident! Amestecurile omogene sunt soluții și tot soluții sunt și aliajele. Adică soluție, solid, solid. Ei bine, și aerul este o soluție. Este o soluție gazoasă. Sau foroasă. Gazoasă. Metalele se pot amesteca unul cu altul în stare topită. Rezultând amestecuri de metal numite aliaje. Că tu ați auzit cuvântul aliaj mai devreme și poate nu știa ce înseamnă. Hai să dăm niște exemple de aliaje. Ce ziceți? Încep eu prima dată. Ponta este un aliaj al fierului cu 2,5% carbon. Și mai are și alte elemente în cantități industriale. Nu! 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 Foarte, 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 foarte mici chiar. Și unde se folosește fonta? Aveți idee? Eu știu, 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 știu. Se folosește pentru obținerea pieselor dure. Dar casante. Exact. Obținute prin? Turnare. Ești exact. Turnător, domnule? Hai să vedem niște obiecte de fontă. Zirare. Ceaun, grătar. Formă de prăjituri. Și bineînțeles? Motoare, portițe de sobă, calorifere mai vechi. Un alt exemplu de aliaj, cine mai știe? Rare, și ai idee? Oțelul. Evident. Oțelul este un aliaj al fierului cu 0,2 până la 1,7% carbon. Este dur și rezistent. Și se folosește pentru obținerea burghiilor, a roților din sate și bile, arcuri și alte chestii. Alama este un aliaj al cuprului cu zincul. Și se prelucrează la strung, nu prin turnare, și se folosește la obținerea ventilelor, șuruburilor înfiletate, a inelor, a bucșelor, a țevilor, al instrumentelor muzicale, cum ar fi tobo, fagot, tombă, 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 băi, da, clarinet, goarnă. Băi, dar atenție, fii atent. A nu se confunda cu arama, care este o denumire folosită pentru un metal roșiat. Exact așa, un cupru, adică cupru, metal roșiatic, ideea așa, cărămiziu. Mare grijă, alama nu este arama. Alama este cupru. Exact. Alt exemplu, mai știți? O, da, mai știu eu. Ia atunci când ești pe locul 3 la Olimpiadă, primești o medalie de... bronz! Exact! Bronzul este un aliaj al cuprului cu staniul. Se toarnă foarte bine și este foarte dur. Se folosește în obținerea unor obiecte, precum... medalii! Sârmă! Table! Statui! Brățări! Instrumente muzicale. Cum ar fi? Pâlnia de gramofon. Pianine, curs de chitară. Într-un clas amândoi să cântăm chitara mea. Că iar la reșa scurări.
Că a trecut nebunia, urmează o chestie care sună atât de amuzant. Și mie mi-a părut. Știi cât de tare, știi cum se numește? Duraluminiu. Și, bineînțeles, după cum spune numele, este un aliaj al cui? Al aluminiului. Al aluminiului cu cantități foarte mici de cupru, de magneziu și de mangan. Apropo, așa de verificare, vreau să vă întreb, toate aceste substanțe care compun aliajul dur-aluminiu, cum ar fi aluminiu, mangan, magneziu, cupru, ele ce fel de substanțe sunt? Pure și? Și? Simple. Simple. Ei, bravo, măi, foarte Dar bine. Știi unde se folosește dur-aluminiu? La elicoptere, la avioane, la mașini, dacă de ce nu alegi. Fiindcă este un aliaj foarte ușor. Are o densitate foarte mică. Și o duritate extrem de mare. De-aia se folosește și la vapoare și la multe alte chestii. Am văzut că am dat exemple despre amestecuri. Lichid, 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 solid, solid, solid. Da, hai să vedem. Un amestec, gaz, gaz. I have no idea. Ai idee? Hidrogen, oxigen? Exact. Este un amestec foarte bun, dar un amestec mai aproape de noi, așa, pur și simplu ne înconjoară și ne... Ah, știu. Aerul, frate. Azot, oxigen și alte gaze. Exact, sunt atât de multe gaze. Hai să vedem câte gaze știm din aer. Dacă nu știm, înseamnă că am pierdut. Eu încep. Oxigen. Azot. Hidrogen. Dioxid de carbon. Ai pierdut. Ha. Lume, lume, soro lume, care este gazul care ne ajută pe noi să trăim? Ce inspirăm? Oxigen. Și ce expirăm și le ajutăm pe plante să trăiască? Dioxid de carbon. Exact, foarte bine. Am vorbit despre amestecuri omogene, dar există unele care sunt neomogene sau mai poartă un nume pe care sigur o să-l întâlniți cândva. Știți cum? Eugene. Eterogen, măi. Eterogene. Eugene de la Orange Blue. Dar ideea este că aceste amestecuri sunt acele amestecuri care nu se amestecă niciodată. Chiar dacă totuși sunt niște amestecuri. Ia să vedem ce avem aici. Pape pipa, de mai devreme. Apă cu nisip. Ce împarte aceasta? Apă cu sulf. Apă cu sulf, dacă observați. Dar și de ce apa cu nisipul este eterogen? De ce? Pentru că uneori avem o parte din substanță, nisipul, să zicem, într-o cantitate mai mare, într-o anumită parte a paharului. Ea nu este distribuită egal și uniform în pahar. Adevărat? Cum era sarea. E, și aici arăra, știi ce este? Un amestec foarte, foarte, foarte interesant. Este vorba de pintură de fier și sulf. O să le amesteci până nu mai poți, că ele nu se amestecă niciodată. Și se mai observă că amestecul eterogen nu are aceleași proprietăți în toată masa sa. Vedem pintura de fier pe aici mai multă, pe aici mai puțină, ok? Asta este important. Asta este diferența între omogen și heterogen pe care aș vrea să o rețin. Aerul pe care cu toți respirăm, soluție gazoasă, îl clasificăm. El este, deci, amestec omogen, patru părți azot și una oxigen. Eee, și așa, domnilor savanți, am ajuns la final de show. Avem nevoie din nou de... De... Simona! Simona! Simona. Teacher, hai alături de noi! Wow, wow, wow. A fost okay. Nebunie, așa-i? Așa-i! Așa cum îmi place mie, nebunie cum îmi place mie. Dar am și învățat o grămadă de chestii noi, așa, cât pentru mine și pentru voi. Dacă vă plac experimentele, nu uitați că fiecare oră de știință contează. Nu uitați să invitați alături de noi și pe colegii și prietenii voștri și pe părinții voștri și pe părinții părinților voștri. Împreună facem știința să existe. În fiecare miercuri de la ora 17 în emisiunea Știința altfel. Iar în fiecare vineri de la ora 17 ne puteți urmări cu drag de știință. Exact. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe pe canalul Profesorul Trăznit. Nu uitați de clopoțel, e foarte important să fiți alături de noi la orice notificare. Ați urmărit alături de noi episodul numărul 2, substanțe pure, amestecuri de substanțe. Între timp, am fost Andreea Stoica, am fost Rare și Ion, Simona Constantin, profa de chimie și Spooky Profesorul Trăznit de la Fun Science. Suntem cu toți mână la inimă și zicem știință! Din episodul viitor. Ceva care arăta, zice că parcă e un animal, mi-așa mi s-a părut, că parcă ceva care e viu. Teacher, care e explicația? Acesta este un precipitat.